Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi, în timp ce dormeam, mi-a venit o idee foarte faină. Ca și idee, eu nu prea mă mai uit pe YouTube. Mult. Sau cel puțin în România nu prea mă mai uit. Și mi-am venit o idee, bă, eu mai de mult mă uitam pe YouTube, mă. Și ar fi foarte interesant să văd acum în prezent ce ori mai face oamenii care făceau mai de mult. Cum au evoluat, cum au involuat, ce mai fac, ce ori mai face, ce fac. De fapt, de aici a plecat de întrebarea, ce fac? Ce fac ei? Și vreau să văd ce fac YouTuberii români. Și în orice YouTuber români, oameni buni, o să intrăm la masa socială, să vedem cele mai bune canale din România. România Channels, Top YouTube Romania, Perfect by Subscriber. Avem aici cele mai de top canale din România de YouTube. Și începem cu ce avem noi aici? Tra-la-la, cântece și desene animate? Nu. Izabeloi, frate. Avem Izabeloi. Ce mai face oare Izabeloi? O știm cu toții pe Izabeloi, doar este TikTok. Pare că nu o știm cu toții pe Izabeloi, eu nu o știu. E youtuberiță de slime. Era foarte faimoasă pe vreme pentru slime. Oare ce mai face? Pare că toți slime-uri, da. Face și gaming, I guess. Pare că se și joacă. Adăpostul de animale. Adăpostul de animale. Adăpostul de animale. Am primit un cățel. What the fuck? Cred că trebuie să îl duc într-o pușcă. Nu vorbește și-o pus cu Google Translate-ul. Stai să comunic la fel ca ea. Doamne, ce mult s-a schimbat Izabeloi. Ok, face gaming și ce mai face? Colecția mea de mingi și chestii anti-stres. Bună tuturor, astăzi vreau să vă prezint colecția mea de stress balls. Cât de stresat trebuie să fii ca să deții așa ceva? Păi voi vedeți câte stress ball-uri are? Momle, are un stress ball pentru fiecare situație posibilă. E stresată din cauza muncii? Adă, frate, stress ball-ul pentru muncă. Probleme cu relația? Cu iubirea? Adă, frate, stress ball-ul de relație. Voiam să fac o glumă proastă, dar n-am să fac o glumă foarte idiotă de oameni foarte idioți. N-am să fac. Stresat în relație? Scuze. Puteți să vă dezabonați, puteți. Vă dau permisiunea, hai să mai vedem pe aici. Voi începe cu acest creier. Probabil nu ați mai văzut de mult unul sau nu știți ce este. Eu așa ar fi prezentat slime-urile, dar... Stai, nu slime-uri, ce s-astea? Antistres. Dar nu eu le prezinte Izabeloi. O jucărie antistres, destul de tărișoare, dar interesantă. Are nota 6 din 10. Mai am aceste mingiuți. Mingiuți? Ce sunt aceste aripioare? Astea zici că sunt de alea, de să le pui pe mânuțe, să înnoți, să te țină la suprafață. Water snakes. Water. Ce naiba e aceasta? Alunecoș. Bă, nu știu ce este, dar îmi doresc. Opa. Și jucăuși. Foarte greu am găsit acești water snakes. Am așa pe albastru și pe galben. Wow, acestea nu sunt niște jucării antistres oarecare. Astea sunt legendare. Ăsta e loot de ăla de-l găsești greu. Nu oricine deține așa ceva, prieteni. Unul de ăsta cred că minim 3000 de euro. Și are 4, are mai mult, are 5. Voi vă dați seama, 5 de acestea water snake. Adică un calcul rapid, 3000 de euro ori 5. 15.000 de euro, haide, cam investiți în asta, bă. Vă zic eu. Nu mai ascultați de tăți antreprenorii, vai de capul lor, să investiți în cripto. Water snake. Investiți în water snake. Bine, tare. Doarme. Doarme banana. Ce? Am zis că doarme banana. Doarme. O zis random că doarme banana, nu înțeleg. Vreau să văd context. Are înăuntru un fel de spumă. Doarme. Frate, tocmai i-a ieșit un cuvânt din gură, random. O zis doarme așa, ca și cum aș filma eu cartof și zic așa că nu înțeleg, doarme, bine. Super tare, Izabeloi, ne-a plăcut, foarte fain. Izabeloi o duce bine, like. Ce mai avem pe aici, youtuberi? Andrei Țerbia, frate, nu m-am uitat de foarte mult timp la Andrei, să-mi fie rușine. Andrei Țerbia e cel mai tare. Why youtubers are leaving YouTube? Is there an experience? Bine, de fapt aici nu prea e nimic de comentat amuzant. Andrei doar este un foarte tare content creator și îmi place. N-am nimic de comentat, probabil. E doar un clip bun ca oricare altul. Mereți uitați-vă și voi, prieteni. Eu am rămas în urmă, din păcate. Vai, să-mi fie rușine, Andrei, scuză-mă. Știu că ți-am zis că mă uit la fiecare clip fix când apare și scriu primul, dar... M-am avut și eu treabă. Bine, continuând, ce mai avem pe aici? Dorian Popa. Oare ce mai face Dorian Popa? Bună întrebare. Dorian Popa pare că mâncă. Ce mâncare găsești? Mac vs KFC. Mănânc la restaurant. Five Guys. Cum e mâncarea? Încerc toată mâncarea. Am mâncat la restaurant. Cei mai proști burgeri. Doamne ferească-mă, din ultimele 12 clipuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. În 9 mâncă. 9 din 12 el mănâncă, omul. Trebuie să-l mâncă și pe domnul. Mega G
giga ultra dezamăgit de... Mamă! Da, cât sui, cum bine dimineața! Nu sunt zăp, tu Rafael, se mă rejecționa! Am dat drumul acestui vlog, Jonuțule, pentru că... În... Băi, eu nu înțeleg, bă, cum o face, bă? Cum poți să vorbești atât de tare, indiferent de situație? Nu înțeleg, nu pot, nu pot să înțeleg. Vă rog, explicați-mi. Mă, oriunde ar fi Dorian Popa vorbește așa de tare. Cum e posibil? Bă, dacă nu poate, mă, altfel, mă. Dacă cumva așa e vocea lui și de-ar încerca să vorbească mai încet, îi sare vocea să duc decibelii. Se poate. Ar fi o variantă, dar nu înțeleg cum e posibil. În mijlocul străzii. Hățcu, să moară Jackson, pentru că ți-am piu. În mașină. Hăți, ciocărem spre... Cum? Eu nici nu pot, mă doare să vorbesc tare, mă. Mi se pare că dacă vorbesc tare... Cringe. Sunt puțin cringe dacă vorbesc tare. Ah, știți că Dorian Popa a făcut o măslină cringe? I-a zis unei măsline că e cringe. Și nu numai unei măsline, eu mai zis de lucruri că-s cringe. Nu știu dacă găsesc. Era ceva Dorian Popa Italia Mac, cred. Cine se pare că n-am mai găsit? Aici ai, mă. Omul meu Dorian Popa o să-i zică unei măsline că e cringe. Măslina îi cringe. Măslina. Te numesc fata Puf. Miros interesant, Jonuțule, ia să și trecem la treabă. La naiba nu e asta, acum trebuie să caut, trebuie să găsesc. Am căutat pe WhatsApp Dorian Popa, nu știu de ce aveam impresia, mi-a trimis el clipul la un moment dat pe WhatsApp. 935 Mac versus KFC. Ăsta-i, mă. Ăsta-i. O să zic că e măslină, mă. Hai să vedem despre ce e vorba. Asta este maionezul cam. A, nu, ăsta e muștarul. Cum arată? Prima oară încercăm o măslină panei. Asta e, să vedem cum arată înăuntru. Mamă, ce cringe. Unde e măslina, mă? A, uite, asta e, mă. Eu zic că e cringe la măslină. Doamne. Da, ăsta e adevărul. Adevărul ăsta e, bă, foarte cringe. Eu mă cringeuiesc doar când o văd. Mie, de fapt, la bază cringe e ceva de care e așa când o vezi sau ce dai la o parte, da? Poate funcționează, poate să o nebun, poate chiar e cringe măslina asta. Da, în fine. Ce făceam? Nici nu mai știu ce clip filmez. Bine, tare, Dorian Popa mâncă. Mă bucur foarte mult pentru el, să-i fie de bine și continuând. Ce mai avem pe aici, prieteni? La cine mai uităm? Bogdan IBM Family, mă. Ce mai faci? Oare ce mai face Bogdan IBM Family? Farse. Face farse. Nu știu dacă mai am clipul pe canal. Eram mic. Ce-i drept, eram mic și răutăcios puțin. Nu mă mai reprezintă, dar am făcut un clip despre el mai de mult. Tekeș Bogdan IBM Family. A făcut el o farsă foarte cringe. Da. O intrat morte acum. Vai, nu. Asta e cringe. Eram doar un copil, încercam să fiu comic. Astea-s 4 minute. Mai vin 3 minute în... Bine, Bogdan, lasă-mă, îl șterg. Ăsta trebuie să-l șterg după ce postez acest videoclip. În fine, să vedem ce mai face oare. Războiul farselor. Facem 80.000 de like-uri. Avem forță! Avem forță. Omul meu a zis, a întrebat, avem forță? Sunt o grămadă de vorbe pe care nu le plac, printre care forță și din păcate și respect și ce mai sunt, nu știu, mai sunt viețile mele, lucruri de acestea, dar avem forță, mă. Mă, cum mă să întreb dacă avem forță, mă? Și pare că nu au forță, că nu o strâns 80.000 de like-uri. Bine, ce drept, 50.000? Da! Oare și la Star Wars, dacă e dublat, așa se traduce, zice micuțul Yoda, cu voi forța fie, și acolo aia din spate, avem forță! Avem forță, prieteni! Ni s-a dat forța! Ne-a dat Yoda forță, avem forță! Avem forță. Ok, gata, nu mai mă leg de această vorbă, avem forță, că e faină. Avem forță, prieteni. Lăsați un like și comentariu dacă avem forță. Hai să vedem farsa totuși, farse. Nu ne uităm la tătine, ne uităm la prima farsă și atât, că e jumătate de oră, mă uit la un film. Fiți atenți. Deci am pus masa asta așa, sprijinit în băț, atunci când vine Danu și o să le aici automat masa o să cadă. O să se audă o... Super farsă, frate. Deci teoretic farsa e că îi dă cu o masă în cap. Asta e farsa. A pus cumva o masă care după ce o să ia un obiect o să-i pice în cap. Super cool. Așa, prieteni, să tot ai. Următoarea farsă, mă prefac că lovesc cu bicicleta, dar de fapt îl calc cu mașina. Bam, farsă. Idee. Dacă o faci vreodată, Bogdane, vreau 70%. Bine, hai să vedem cum decurge farsa. Cum îi pică în cap masa la om, sărac om. Aici cred că o picat deja. O picat masa, vai. E ok. Pare că încă mai trăiește. O montură din asta. Găleata asta neagră? Da, găleata aia neagră de acolo. Bă, tu dacă ăla e într-o cuță. Ce faci, mă? Ce e aici, băi, bădan? Trebuie să facem curățenie. Ce ca toate astea pe aici. Mă uitat scenariu, prieteni. Inițial au zis că, bă, ce dracu ai făcut, dar după aia și-a dat seama, bă, eu nu știam că el îmi face farsa. Bă, trebuie să facem curățenie pe aici, că pic obiectele astea. Bine, tare fain, tare foarte fain. Continuând, ce mai avem noi pe aici, ia? La ce ne putem uita? Doi degeaba, prieteni. Hai să vedem, oare ce mai fac doi degeaba? Ce faceți? Vă e frică de mine că stați după gard? Credeți că o să vă mușc?
Ia, Ligia, când ne vedem și noi? Că o să vă ling atât de tare încât primul vostru copil o să iasă deja pieptălat. Ce faci aici, soldat? Încep să cred că avem forță, e chiar pe bune tare. Acum că am văzut și am auzit asta, îmi vine să mă la Dorian Popa cum mâncă în Paris sau ceva. E infinit mai bine. Vai, ioi, mi s-a făcut pielea de găină pe picioare iară și nu într-un mod bun. Ioi, vai, respect, sper să ajungeți cât mai departe, sunt curios cine va avea cel mai apreciat comentariu. Tu l-ai, frate, tu ești cel mai lăcuit comentariu, o să apari la începutul clipului. Ce realizare tare, frate, și eu vreau. Nu vreau. Bă, mă așteptam să fie rău, dar nu chiar atât de rău. Sincer, m-a lovit, mi-a dat o dreaptă. Mi-a dat cum i-a dat Renata lui Denisa. Am zis bine numele. Stați, prieteni, că m-am uitat la meci. Denisa versus Renata. N-am zis bine. Ba da, am zis bine, ia uitați ce pumn îi dă. Priviți marea bătaie, hop! Dă-mă lovituri, trebuie să dă Denisa Despa. Ioi, vai. A învățat... Cred că e cea mai amuzantă luptă din istorie. Revenind la oile noastre, ce mai avem pe aici? Florentin Hrișcu, prieteni. Ce o mai face oare Florentin Hrișcu? L-am văzut acum câteva zile pe TikTok. Era live pe TikTok și zicea tap tap, hai vă rog dați tap tap, hai donați. Iar mi s-a făcut pielea de găină, yikes. Da, hai să vedem ce o mai face oare Florin. Florentin, videoblog cu multă pace și iubire. Mi se pare corect. Good vibes only. Ce avem aici? Are un cățel, pare că. Familia Ham, episodul 10. Vai, te rog frumos, nu-mi spune că este un mini-serial în care animalul vorbește și el este vocea interioară a cățelului care vorbește. Te rog, nu. Oh, nu. Trecută. Majordomule, hai. E chiar cățelul cu gura lui. Vorbește cățelul. Gura nici măcar nu-i pe gură. Vai. Păi și mie ceva de mâncare că mi-e foame. Nu, visez. Nu visez. Comedie fizică, nu e așa că e cea mai amuzantă, prieten? Și-a dat o palmă, hai să râdem. Vai. Cum de poți să vorbești? Ce se întâmplă? Ups, am uitat că nu mai trebuia să vorbim. Ups, uite, scuze, am uitat. Deci tu vrei să spui că ai putut să vorbești în tot acest timp și mie mi-a fost dor de voi. Să pot vorbi și eu cu cineva, că prieteni nu am, singurii prieteni pe care i-am sunteți voi. Nu știu de ce am impresia că nu este doar o glumă, dar nu vreau să fiu rău, Doamne ferească, Doamne nu. O zis că n-are prieteni, acum mă simt și prost, bă. Mai ales mă la el pe live, pe TikTok, mă. Vorbiți cu el, mă. Scrieți-i acolo comentarii, ce mai faci? Vai. Okay, bine. Ce mai zice cățelul? Trebuie în tot acest timp și nu, voi nu putea să vorbiți cu mine? Cum e posibil? Păi... te-am mințit. Trebuia să stăm să nu mai vorbim niciodată, dar până la urmă... Clipul e în slow motion, prieteni. Clipul e în slow motion. Mișca prea tare cățelul și nu-i ajungea pentru replică. Na, nu mai putea să mă abțin. Te-am păcălit pentru... Ce sas, cheamă Florentin, mă. Cine a editat aici? Cine a făcut asta? Cățelul? Cățelul a făcut el acest edit? Foarte fain de altfel. Îmi place super mult acest mini-serial. Această mini-serie, Familia Ham. Am să mă uit de acum, în fiecare dimineață când mă trezesc. Continuând, pe cine mai avem noi pe aici, ia? Ce youtuberi mari mai există? X-Lader. Ce mai face oare X-Lader? Ultima oară, ți-mi minte că mânca ceva castraveț. Ia să vedem, X-Lader, castraveț. Ăsta l-am văzut ultima oară. Era el mâncând castraveț. Asta intră tot în mine. Super! Și hai să vedem oare ce efect au avut acei castraveți asupra lui. Un meci de 1 versus 1 cu Just Theodor. Salut la toată lumea, numele meu este X-Lader și sunt aici împreună cu Theodor. Salut! Just Theodor, Doamne ferește, pentru o secundă am crezut că e Theo. Am crezut că e Theo, unul dintre editorii canalului. Că pe el îl cheamă Mr. Theodor. Ăsta e Just Theodor. Acum am crezut, bă, l-am prins. Uite ce face el când nu editează, să joacă biliard cu X-Lader. Bine, tare! Joacă biliard, domnul Slader. Pare că se distrează. Mai ne uităm, bă? Hai să mai vedem un singur om. Ce-o mai face Antonio Picant, prieteni? Oare ce-o mai face Antonio Picant? Eu sunt un mare urmăritor Antonio Picant, îmi place cel mai mult. What? Scos piesă cu Alex Velia. Asta e tare, frate. O atins mașina și o împietrit. Ăsta e efectul pe care l-are Antonio Pican când pune mâna pe ceva împietreaște. Am pietrit mașina. Oh, nu. Gold Digger cu Lamborghini, un rus. Acum două...
Oh, nu. Nu știu dacă știți voi, eu știu că eu sunt un mare urmăritor de YouTube. O mai făcut Antonio Pican la un moment dat un gold digger de ăsta experiment care nu înțeleg de ce toate sunt regizate. De ce nimeni nu depune efortul să, bă, încerce pe bune. Dar tot e regizate și nu-i prost neapărat că-s regizate, bă, dar-s regizate prost. Bă, prost rău de tot. Priviți-l pe acesta, gold digger cu Lamborghini. Gândiți-vă că el așa tot videoclipul e foarte prost. Dar cel mai interesant este el, da? Agață materialista. O agață pe această materialistă, o păcălește că această Skoda e a lui, dar de fapt el e cu Lamborghini și urcă ea în Lamborghini. Oh, i-o zis ceva glumă, după care la final îi zice: "Nu vrei să ieși să-mi faci niște poze în mașină?" Și aici e momentul când lasă materialista în parcare. O umile că l-a vrut doar pentru bani și pleacă. Deci încerce să-i facă pozele, da? Și după aia îi ia cineva la volan și pleacă. Nu e Antonio Pican, nici n-avea 18 ani, cred că. Ia uite, priviți câta matahala de om e în acest Lamborghini. Ui cât e el și ui cât e Antonio a nostru. Ui cât este Antonio. Da, hai să vedem. Poate ăsta e fain. Gold digger prank. Nu-i prank, nu știu ce-i. Acum 2 săptămâni, prietenul meu Andrei Bordeanu a cunoscut o fată pe Instagram. Din profilul ei și din mesajele pe care și l-a dat, fata pare destul de ok, însă eu nu am încredere. Cum ar trebui cu toții să facem, da? Își face un prieten de-a nostru o iubită? Trebuie să o punem noi la test. E datoria noastră ca prieteni să-i testăm iubita prietenului. Să vedem, bă, oare îl lasă pentru un Lamborghini Urus? Hai să vedem, hai să aflăm. Priviți, Lamborghini Urus, sigur. 50.000 de like-uri. Ai uitat să scrii avem forță. Aici de desubt de likes trebuia avem forță, Picane. Ține minte. E, bună, în sfârșit ai ajuns. Scuze că am întârziat, dar m-am pregătit și eu să arăt bine. Pe normal, trebuie să arăți mereu. Pare că acești doi oameni și-au dat întâlnire în mijlocul nicăieriului. Că doar așa facem, nu? Când ieșim cu cineva pentru prima oară, îi zicem că ne întâlnim aici în parcarea asta abandonată. Da, tare. Extraordinar, te așteptam. Mai așteptam mult? E, nu chiar mult, nu e mult pentru tine niciodată, e ok. Place lui Bordeanu, îi place să vede. No. Da, și ce vrei să facem? Păi mă gândeam poate să mergem undeva la o cafea, nu știu, sau să stăm la o terasă, e frumos afară. Am putea să mergem, dar chiar e frumos afară, mai bine mergem undeva. Aia zic și eu. Super, se înțeleg de minune. Pare că într-adevăr se leagă ceva între ei, dar intervine ursul. Vine mașina scumpă. Hai să vedem ce se întâmplă în momentul în care apare. O să pice în plasă fata? Și în viața de zi cu zi, practic cu asta mă ocup. Sunt antrenor și... Nu vă supărați că vă deranjez, dar domnișoara arată într-un fel ce mai... A, ok. Prima oară vine omul fără să arate care bani. Că asta e gold digger, de fapt. Îl vezi, nu-ți place. După aia îl vezi cu bani. Oh, m-am îndrăgostit. Așa merge după ea. După el. Bine, bine, Bobby! Antonio Pican puțin cam prea entuziasmat, dacă mă întrebați pe mine. Domnișoara arată într-un fel ce mai... Ce faci? Bine, bine, Bobby! Ce face domnul Antonio? Antonio, ce faci, tată? De ce e așa de entuziasmat? E un bun prieten, mă. E un bun prieten și își dorea de mult o prietenă pentru celălalt prieten al lui. Da, asta-i. Asta-i chestiunea. Oi, e ca un... E sora dumneavoastră, ceva? Cine ești tu? Fofi. Sora mea? N-am. Nu mă e... Cu ea aș vrea să mă cunosc mai mult, ce e drept, da? Vai, o atins-o. Bine. Acum o să plece, da? Și o să vină cu mașina scumpă. Oho! Intră cu mașina scumpă. Hai să vedem, o să pice în plasă. Ar trebui să mergem, să plecăm să aici. Mam. Ia uite-l, tata! A venit! Bomule, prea entuziasmat domnul Antonio Pican. Pare că e gelos. Pare că e gelos pe fata asta. Ar vrea el să fie în locul dânsei. Ar vrea el să fie agățat de cineva cu un Lamborghini Urus la cum face. Foarte frumoasă, n-ai ce să zici. Așa e. Da, e frumoasă, într-adevăr. Mă mor după la viață să fac niște poze cu el. Să le pun pe Instagram. Fă și voi acolo un follow și un like. Știi ce, n-am să zic nimic. Am să tac. Hai să vedem. Vă deranjează dacă mi-am parcat ursusul lângă voi? Ursus, nu vine să cred. Bă, nene, iar vii, mă, nenicule, aici. Ce al meu, fetiță. Bine te-am regăsit, domnul Mijlan. Ce faci, bă? Doamna e cu dumneavoastră? Da. Nu pot să cred. Vai, fata pare că nu-l iubea de fapt pe Andy. Pe Andrei, vai, juca un rol în tot acest timp. Vai, oh, nu, o să plece cu cel bogat. Cine vedem, nu suntem bă, n-ai. What? What? Bă. O, meu, Antonio Pican, chiar asta e reacția lui pe bune. El chiar e surprins de alegerea făcută de fată. Era
Bă, 1000% eram. Era 1000% eram că o să întâmple așa. Ia să vedem ce urmează, mă, stare curios. Stare curios. Așa de curios, n-are nici cea mai mică idee ce o să urmeze. Totul este atât de imprevizibil în acest videoclip. Bine, o să plece cu el, așa e, da, sigur, ia. Pleacă cu el. Ana, pupune. Mai sunt tu că te rezolvi. Vai și reacția lui. Reacția lui. Ariana pe bune? Ariana pe bune? Hei, tu chiar pleci cu acest individ care are mașină mai scumpă decât mine, deci tu nu mă iubești? Ana pe bune? Ariana pe bune? Andreea pe bune? Și hai să vedem cum o să-i zică că a fost un prank. Ce face? Vine Antonio Picanca, Ernest. Vine cu telefonul. Hei, te-am prins. Eram aici la emisiunea noastră. Mai sunt tu că te rezolvi pe... Chiar vine, mă. Bă, stai, nu putem să-i lăsăm așa. Chiar pleacă. Hai să intervenim. Bă, hai mă, repede. What's happened? O zice și de două ori. Ce e asta? Nu știu, cred că vor să... What's happened? What's happened? What is happened? What? What? What's happened, man? O zis what's happened. Facă fani. Ce ai făcut? Dar ce faci? Ce-ar făcut? Nu faci o nimică, stai puțin așa. Nu vine să cred, am prins-o în flagrant, guys. Ca să vedeți. Eu sunt cu tine, stai. Dar tu credeai că în două săptămâni așa poți să ieși cu mine de repede? Nu. Era g... Bă, eu aș fi înțeles dacă scria undeva, bă, cât de mic, bă. Bă, să pună cu un fond de ăla de 1, mă, da. Să scrie acest videoclip a fost regizat. Foarte, foarte, foarte prost, dar a fost regizat. Dar nu, nicăieri nu specifică. Surpriză la 5.44, a zis Antonio. La viață să fac niște poze cu el. Hello darkness, my old friend. Bine! Bine, amici, acesta a fost videoclipul numai, gata, e... Mi-am răspuns întrebărilor, am văzut ce mai fac youtuberii români, câțiva, ai acum să nu avem impresia că toți sunt așa, doamne, că nu e adevărat. Andrei, Serbia nu este. Bine, acesta a fost clipul, oameni buni, vă mulțumesc că v-ați uitat, sper că v-a plăcut, avem forță, oare? Putem strânge 10.000 de like-uri, avem forță! Și ne vedem, desigur, când ne vom vedea, probabil săptămâna viitoare cu alt videoclip, încerc să postez săptămânal, live în fiecare dimineață de la ora 19, nu 19, 19, când mă trezesc pe Twitch, ne jucăm LOL și, na, am o surpriză pentru voi pe Instagram, mereți și vigheți. Pa, vă las cu Serba, numai bine! Hai cu Serba, hai toată lumea, joc!